Bine v-am regăsit! Suntem la Next Hashtag, talk show-ul nostru cu creativi pe care îl propunem de când începe Săptămâna Creativității la Iași. Se întâmplă asta pentru a patra oară, suntem în cel de-al patrulea an de Romanian Creative Week și sper că ați devenit cumva fideli discuțiilor noastre. Invitatul de astăzi este foarte special, din multe motive. În primul rând pentru că, probabil, dacă l-aveți acum în imagine, nu o să credeți în ce limbă se va purta conversația. În al doilea rând, pentru că e un dirijor de muzică clasică, care în acest moment la evenimentul nostru vine să vorbească în numele unei mari asociații de arhitectură sau de inginerie, de construcție. Da. Deja am dezvăluit faptul că discuția va fi în limba română. O să folosesc ochelarii ca să dau câteva informații despre tine, deși nu-mi dau seama dacă ar fi bine să le dau eu sau dacă e mai bine să te invit să faci asta, având în vedere că limba română ți-a devenit familiară de foarte mult timp. Deci eu am avut plăcerea să vin să dirigez în România din 92 și de fapt am mutat în Timișoara în 94. Unde ești născut? În Toronto, în Canada. În Canada. Deci am fost născut în Canada, am crescut acolo și apoi am făcut studii în Olanda și în Elveția și apoi în Franța. Și în 92 am venit prima dată ca dirijor în Timișoara, în Craiova și Constanța. Și în 94 am mutat cu totul în România și am devenit un dirijor la Opera Română în Timișoara. Se poate spune că România ți este de-a dreptul familiară. Ai trecut prin multe locuri, cel puțin lumea culturală, cred că e ușor de înțeles după atâtea experiențe. Există o formulă prin care putem defini ce ne face unici aici? Sau deci, ce ne face diferiți? Cum să mă exprim? Eu sunt un mare fan al României. De ce? Eu am avut... Eu cred că avem o societate foarte bogată aici, mai ales din punct de vedere cultural. Este un loc care este, în comparație cu alte locuri, foarte multicultural, de fapt. Și în Timișoara, când am fost, a fost foarte multe culturi care au fost reprezentate și în școli și în lumea profesionist. Și acest mixtură, amestec, de fapt, se schimbă de pildă oraș, nu? Deci mai recent am lucrat în Sibiu, de exemplu, unde e amestec de diverse culturi, este altfel și aici în Iași încă o dată diferite. Și asta este o bogăție în țara, zic eu. Tradiții și instituții de cultură sunt au această tradiție și o bogăție care alte țări au început să pierdă. Dar poate cel mai important este o senzație de comunități sociale care alte e și o legătură cu pământul care de fapt multe alte locuri au început să pierdă. Și eu cunosc foarte mult, mai ales tineri care gândesc că e mai bine altundeva, dar eu pot să spun din alte puncte de vedere că eu cred că este încă o dată o bogăție și o sofisticație aici care ar fi bine să nu pierdem în dorința de a veni mai mult ca alte locuri. Mi se pare necesar să spun câteva vorbe totuși despre ce organizație reprezinți la acest talk show la care suntem cu toții acum. E o conferință care se numește Împreună, cooperare dincolo de granițe, creare de platforme, rețele de colaborare în zona artistică și creativă. E o conferință provocată de arhitecți și de ARUP, pe care aș vrea să o definești. Ești unul dintre directorii ARUP. Așa. Ești, am zis bine, da? Da. Conduci o echipă foarte mare de creativi și o definești ca fiind pasionată. Ei sunt focusați pe design de spații culturale și pe dezvoltarea lor în jurul lumii. Deci ARUP este o organizație care e înființată acum 75 de ani. Este un colectiv, de fapt, de creatori, de designer, de arhitecți, ingineri, de planificare, economiști, consultanți, facem o consultanță în ceea ce privește legătura că noi toți avem
da, și industrie și sectori cu credit și sisteme care ne înconjoară. Așa că avem foarte mari proiecte în poduri și în linii de tren. De ce o asemenea organizație a apelat la know-how-ul tău, la experiența ta de dirijor și de artist? Deci, importanța culturii în cadrul orașelor și în infrastructura socială pe care o avem este ceva care a marcat ARUP de la început. Deci, colegii ARUP mei, este, are sediul central în acestor Londra. Această organizație se numește ARUP. ARUP. Foarte cunoscut este opera în Sydney, la care a fost unul dintre cel mai marcant proiect care am făcut vreodată. Asta este un proiect care este, în primul rând, o clădire pentru opera și o muzică simfonică, dar în același timp a devenit un icon a orașului, care este recunoscut peste lume. E una dintre mărcile planetare, este, da. Și acest designul, inginerii care a făcut acest clădire să fie posibil, este lunca lui Overop, care a fost fondatorul organizației noastre. Așa că cultura a fost de întotdeauna ceva foarte important și specialitatea mea, de fapt, este în acustică și planificare pentru operațiune de sale, de concerte, de opera, de clădiri de opera. Dar am colegii care sunt mai mult la tehnologie, alții care se uită din punctul de vedere producție și noi credem că în toate sectorile în care noi suntem activi, că este important să aducem cunoștințe foarte vastă, diversă, să avem o soluție sofisticată la challenge-uri și la probleme care clienții noștri au. Ce este interesant și a fost interesant pentru noi toți să ascultăm în expunerea ta, e apropo de cum arată această sofisticare în epoca în care trăim. Care sunt termenii de care trebuie să țină cont? Deci, în mod tradițional, eu cred că artiști sunt oameni care trebuie să comunic ceva și este ceva foarte personal, într-un sens, nu? Este starea noastră de existență, de cum simțim, ce durere avem, ce ne dă speranță și asta nu s-a schimbat, zic eu. Dar într-o perioadă am avut stabilitate de a fi în instituție și problema cu instituție este că această stabilitate devine un pic în închisoare. Așa că noi lucrăm cu organizații peste tot în lumea care vor să aibă infrastructură, deci clădiri care sunt mai performant și mai performant într-un sens este mai clădiri care ajută organizații și artiștii să aibă mai mult impact. Și astăzi, în lumea care noi trăim, fie din cauza criza de mediu și sustenabilitatea a investițiilor care avem, dar și socială. Vocile de diversitate, vocile de accesibilitate, inclusivitate este foarte important. Asta înseamnă că misiunea a creativi, de sectorul creativ, da. Este mai mare și, de fapt, opera nu mai este ceva care se întâmplă numai pe scenă opera, dar, de fapt, rezonanța acestei activitate este și în alte expresiuni de creativitate, fie în marketing, brand, etc. Așa că impactul economic, impact social este mai important. Hai să definim concret. Apropo de o clădire nouă care s-ar discuta în acest moment, pentru prima dată, da. Ce se ia în calcul în primul rând? Locația? Mediul social? Deci, oferta creativă a locului? Eu aș zice că dacă primul lucru care noi întrebăm, deci o organizație sau un oraș decide că vor să facă o investiție, să fim foarte clar care este impactul care dorim, pentru cine este și deci, care sunt impactul care trebuie să-l obții. Să obții și ce avem nevoie să obținem acest impact. Pentru mine, noi facem munca peste tot în diverse modalități. Eu sunt un specialist în opera și balet și muzică simfonică, dar de fapt eu și lucrez în film și lucrez și în alte medii. Importanța este să știm despre ce vor, pentru cine și apoi să deschidem ochii un pic
peste tot lumea să vedem cum concepem o clădire să avem cel mai mare impact posibil. Și asta înseamnă că în România specific, eu cred că ideea că o clădire de teatru, de exemplu, este o clădire care are un impact urbanistică, ok, dar firesc, închisă și numai pentru spectacol, poate că nu astăzi. Și cum ajungem la un impact urbanistic social care este mai mare? Deci trebuie întotdeauna să existe platforma de dialog între clădire și comunitate. Care este astăzi mai democratică, mai deschisă, dar asta atunci are un impact și pe asupra organizației care gestionează aceste clădire și programare. Și în aceeași, deci, de aceea, de multe ori locație este foarte important să fie și pentru noi, deci începem cu întrebare de genul ăsta, apoi gândim, de fapt, din cauza asta avem nevoie de la interior la exterior capacitate, caracteristice asemănătoare și deci de multe ori planificarea clădirii asta începem cu un concurs arhitectural și noi de obicei începem munca un an, doi înainte. Înainte. Și consultanța voastră. Și continuăm, mai ales ca și acustică și scenografie, până după deschiderea cu un an și doi. Și asta înseamnă că noi devenim parteneri a oraș sau fundații care sunt instigatori. Care se va ocupa. Aș vrea să traduc un pic, să nu fie foarte închisă discuția noastră. Când spui să comunice clădirea cu ce se întâmplă în jurul ei, înseamnă să existe un parc, să existe formule de acces moderne, să nu fie o singură sală, să ai șansa de a accepta acolo trupe mai mici care vin să-și facă spectacole. La asta vă referiți? Și mai departe. Mai adică departe. Noi am avut discuția acum în Japonia despre o organizație care a avut o școală de balet și vrea să facă o clădire care este, de fapt, specialitate, este în balet. Și într-un palat. Într-un palat care e construit pentru asta. Lucru care este foarte interesant pentru că școala de balet începe cu cei 3.000, foarte mici. Așa că deja este foarte bine, dar vor să aducă oamenii să descopere balet toată ziua și pentru asta trebuie să avem o sală de expoziție. Și eu am întrebat de ce nu avem o sală care tot timpul de fapt este despre mișcare de corpul uman, care de fapt în seara devine un sală de spectacol, în timpul zilei spațiile publice sunt un fel de muzeu. Deci îmbinarea diverse tipologie de clădire este foarte interesant. Și de funcțiuni. De funcțiuni. Și cum putem să facem clădire să devine, cum a zis unul dintre speakerii noștri, o clădire care are aceași fel de randament de accesibilitate ca și o bibliotecă sau un centru comercial. Care sunt lucruri, care activități și de ofertă? Care o aduc la acest nivel. Asta. Deci nu se mai poate risca, cred că nimeni nu-și permite o investiție care să aibă o singură destinație. Eu cred că instituție de spectacole devine și mai mult, fără să facă compromise în calitatea artistică, o misiune socială. Și dacă misiunea este socială, atunci clădirea trebuie să meargă cu această responsabilitate mai mare. E foarte interesant și, din păcate, nu o să putem continua foarte mult discuția pentru că scena trebuie să fie deschisă următorului panel, dar ce vreau să spun este că noi, fiind aici din foarte multe zone creative, cumva cred că ne revendicăm fiecare funcționalitatea unui spațiu nou. Adică fiecare am vrea să avem un loc de proiecții, un loc de performance, un loc de entertainment, un loc de de act artistic de mare valoare ca și tehnologie, adică mă refer la acustică aici, dacă vorbim de orchestră sau de operă sau de teatru. Da. Eu cred că oportunitatea a astfel de investiție, încă o dată, țintă pentru mine a fi, dacă este sediul operei, că opera este ca și forma de genul de artistică foarte protejată și devine mai puternic, dar de fapt devine un loc care toată lumea se simte acasă. Da? Deci trebuie să facem amândouă, care este foarte interesant ca și un proces. Deci gândire, înainte să începem planificarea sau concepția de clădiri,
începe cu pentru cine, cum funcționăm, toate ingrediente și apoi noi facem, echipa mea ar face o schiță și desene care devine componente obligatoriu la proces din proiectul, de proiectare arhitectural. Din proiectul final. Da. Mai am o ultimă întrebare. Cu cine lucrați mai bine? Cu autoritățile sau cu cei privați? Sau nu există, nu există decât cu un mix? Adică se pot face genul acesta de investiții fără să ai colaborare? Eu cred că operare poate să fie și. Eu am foarte multe proiecte numai cu public, sector public, am foarte multe proiecte numai cu sector privat, dar eu cred că există o valoare de o convorbire, o discuție între sectorul privat mai și non-profit și fundații și de sector public, pentru că de fapt fiecare are alte aturi de putere și cunoștințe și cum îmbinăm asta. De fapt, dacă vrem să avem un impact economic, sectorul privat trebuie să fie implicat, dacă vrem să avem un model financiar mai sustenabil, trebuie să fie un dialog, altfel o să devine numai responsabilitatea statului, care de fapt nu vrea să cedeze implicare și susține, dar într-un sens poate că nu este în situația economică de astăzi cel mai rezilient să avem numai unul sau altul. Deci cumva eu cred că acesta este un dialog care este, trebuie să fie foarte pentru aici, care este situație de finanțare, care este situație de operare, avem nevoie de implicare a sectorului privat, dar considerând în sectorul de artă, că eu cred că e bine să fie un amestec. Mulțumesc foarte mult. Am discutat, aș spune, despre eficiența unei investiții culturale, dacă am putea să spunem pe și foarte... impact social, poate. Și impactul ei social, care presupune și impact social, pentru că eficiența se măsoară și așa. Nu-mi dau seama dacă te-am prezentat corect. Ești un dirijor sau ești doar reprezentantul unei mare companie de consultanță? Am fost mai dirijez o dată, două pe an. Mai dirijezi. Dar acum mai mult eu lucrez ca și un designer acustică și scenografie și strategist cultural. Mulțumesc!